Cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață în 2 martie, cred că 2 martie sau... Da, 2 martie suntem astăzi. Este joi, n-a apărut mesagerul de neamț astăzi pentru că am luat o pauză din motive de tipar, nu din cauza noastră, dar vom ieși pe data de 8-9 martie într-o ediție dublă, ca să spun așa, extinsă. Dar, dacă n-a apărut mesagerul, asta nu înseamnă că nu este primarul Andrei Carabelea în emisiune. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și dați-mi voie să încep prin a ura tuturor celor care vă urmăresc și, bineînțeles, întregului colectiv al dumneavoastră. O primăvară minunată, spornică, cu multe subiecte interesante și cu știri cât mai bune pentru comunitate. Mulțumim tare mult, asemenea, și tuturor celor care sunt alături de dumneavoastră. Eu, să vă spun, nu mă plâng de știri. Eu am zis cât mai bune ca să... Eu nu mă plâng de știri. E o primăvară singurul... frumoasă. Deci eu mă plâng de faptul că știrile... Și cele care sunt dovedite, scrise cu documente, nu au efect. Asta mă deranjează pe mine. De exemplu, pare rău că trebuie să revin, dar na, străiți, domn comandant, nici acum nu știm de ce o instituție publică care trebuie să asigure ordinea și liniștea publică s-a urcat, s-a cocoțat la etajul 2 al Consiliului Județean să păzească ușa domnului președinte și a cabinetului, că mi s-a atras atenția, domne, nu era doar domn președinte, nu, erau și niște oameni acolo. Deci am înțeles că era domn președinte și niște oameni, așa mi s-a spus. Acolo era domn președinte și niște oameni. Am înțeles chestia asta, era și domnul președinte acolo pe lângă niște oameni, dar tot nu înțeleg ce căuta o autoritate publică care nu și-avea locul acolo. Știre dată, în mod normal, la vremea aceasta, ar fi trebuit să fie corpul de control al ministrului de interne la Piatra Neamț, să-i pună să dea cu subsemnatul, să întrebe, bă, cine v-a dat vouă ordin să interveniți? Că dacă ați intervenit din proprie inițiativă, baba acasă, cel care a dat ordinul, sau în rezervă, e bine și în rezervă, dacă ați primit ordin de la un tovarăș sau un domn, înseamnă că ăla și-a depășit atribuțiile. Și el, bye-bye, acasă, dacă nu cumva, se roagă acum pe la Muntele Athos. Am făcut introducerea, domnul primar, ne întoarcem la ale noastre de la Piatra Neamț. O introducere care, din punctul meu de vedere, puteți să o faceți în fiecare dimineață până primim cu toții un răspuns, că acolo este o situație care, da, într-adevăr, acum, trebuie... Acum, haideți că dacă tot am început cu asta... Eu nu înțeleg. Poate sunt neînțelegător. Cum se poate, la o ședință de Consiliu, tu, amploiat al instituției, să stai pe hol să spui tu, consilier local, n-ai ce căuta în sala unde se ține ședința ta? Deci asta și... este, cred că, cea mai ciudată situație posibilă. Deci e acoperită de lege, mi s-a spus. Care lege? Așa mi s-a spus. Cum e acoperită? Că deci e acoperită de lege, da. O lege stufoasă, da, și acoperi cu legea... Și... Ce mă intrigă pe mine este că acei consilieri s-au executat. În loc să ia personajul respectiv și să-l placeze la locul lui, acolo unde stă pe scaun, și să-i spună, fă-ți treaba ta, că noi ne-o facem pe a noastră, au executat. Lucru care pe mine m-a lăsat mască. Unu, că i-a oprit. Doi, că i-a executat. În ce ședință? Exact în ședința respectivă, care a generat acea convorbire contundentă cu jandarmii. Evenimentelor. Deci, mie mi se pare aberant.
Dar dacă e normal, ne supunem. E, din păcate, o dovadă evidentă asupra faptului că cineva ascultă de un tătuc. Asta este problema acolo, pentru că e incredibil cum s-a ajuns ca în sala de ședințe să nu aibă acces consilierul care acolo trebuie să fie. Mai mult decât atât, chiar dacă ședința este convocată online, poate consilierul respectiv nu are mijloacele tehnice. Dar s-a întâmplat cu un consilier, cu un consilier PSD care a fost primit în ședințe. De ce ăla a putut fi primit în ședințe și ceilalți nu? Că vezi, Doamne, ce? Că nu-i președintele în sală? Pe același... Păi mergem în biroul președintelui atunci. Pe același principiu după care s-a făcut, de exemplu, și alocarea bugetară. Bine, acolo nu și discută. Un principiu, din păcate, că aici sunt evident doar ghilimele lângă acest principiu, un principiu care, din punctul meu de vedere, trebuie să, a cărui respectare trebuie să înceteze imediat. Și înțeleg că ieri domnul președinte Arsene a mai primit un răgaz de 10 zile pentru a-și da acea demisie de onoare. Eu, sincer, cred că ar fi de prost gust să aștepte această sentință. Dacă mă întrebați pe mine, nu va aștepta, dar nu-și va da nici demisia. Dacă mă întrebați pe mine, nu-mi cere să explic, așa mi-a venit mie acum o chestie, așa, dacă mă întrebați, nu va aștepta sentința, dar nici nu-și va da demisia. Dar asta este o altă problemă. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să îi țineți pe consilieri afară din sala niciodată de ședințe? Exclus, chiar dacă am făcut convocare online, întotdeauna am permis consilierilor locali accesul și, bineînțeles, suportul tehnic pentru a intra în ședința respectivă. Nu s-a pus niciodată problema de a ține pe cineva la ușă sau să-l trimitem acasă sau eu știu prin ce holuri. Exclus așa ceva. Bun. Haideți să începem cu o problemă care este clar la ordinea zilei. Ce se întâmplă cu locația în care 1000 și vreo 100 de copii plus încă vreo 100 aproape de profesori vor trebui să-și desfășoare activitatea la fostele școli normale, pentru că acolo știm cu toții cam ce vi s-a predat. Acolo vor intra, de fapt, vreo 300 și ceva mai de copii. Mai puțin. Da, am greșit eu cu o parte, sunt în alte. Da, pentru că, într-adevăr, acea clădire este mare, este frumoasă, este foarte 300 încăpătoare. 300 pe tură, că vor fi este în două pe două ture. Etaje, dar, din păcate, nu sunt toate utilizabile, pentru că sunt zone unde acoperișul este prăbușit, unde, efectiv, nu se putea intra. Am imediat după ce clădirea am primit este, oferta clădirea este a Consiliului Județean. Este o clădire a Consiliului Județean, o clădire abandonată timp de peste 4 ani. De 4 ani, acolo nu a fost niciun fel de activitate înăuntru și vă dați seama că starea de degradare a acestei clădiri în tot acest timp s-a și ați ales sările mai bune. Ați ales sările mai bune, cum ar veni. În momentul în care eu pot să reiau acest istoric. În octombrie, știind situația că practic două dintre cele mai mari școli din oraș vor intra în reabilitare și va trebui să găsim soluții pentru relocarea copiilor, am căutat toate acele posibilități, inclusiv atât spații care aparțin primăriei Piatra Neamț, cât și spații care sunt ale altor instituții. Și am descoperit o serie de spații ale Consiliului Județean și ale Direcției de Protecția Copilului. Le-am solicitat, atunci am primit un refuz categoric sau ni s-a indus acest, ni s-a explicat că nu se poate. N-am insistat, am căutat soluții pe care le aveam la îndemână și cu două săptămâni înainte de a trece efectiv la relocarea copiilor, am primit această clădire abandonată de 4 ani. Haideți a doua zi am în timp trimis... Ce vorbiți, în timp ce vorbiți, eu o să pun niște imagini cum arăta clădirea. Da. Adică, mă rog, niște imagini în sălile în care se lucrează
acum. Bogdan, poți să le faci martă, rog frumos? Da, pentru că în toată acea clădire sunt peste 24-25 de săli, dar doar 13 săli și 13 noi să amenajăm 14, am reușit să le identificăm ca funcționale dacă facem o serie de reparații și investiții acolo. Asta era un WC. Așa arătau înainte la preluare, da? Toaletele, da. Deci imediat ce am primit... Uitați cum arătau prizele și cum arată ușile. Imediat ce am primit acceptul Consiliului Județean de a folosi aceste săli, această clădire pentru relocarea copiilor, am constituit o echipă de, nu știu, care să meargă, să vadă cum arată lucrurile acolo. Pe de o parte, din departamentul tehnic al primăriei, de la investiții, de la patrimoniu, niște constructori, le-am cerut colegilor, luați toți constructorii care și-au făcut bine treaba până acum pe lucrări de reparații similare, să meargă acolo și să zică dacă putem rezolva ceva în timp util. De asemenea, cu reprezentanții ISU și DSP, ca să știm unde ne putem apuca de treabă și să primim adică aviz de la ISU și DSP. Dacă nu se muncește degeaba. Exact. Păi, okay. N-avea sens să ne înhămăm la o muncă și la o cheltuială care apoi să nu aibă efect. Am primit răspunsuri că aceste săli pot fi utilizate, acestea nu, pentru că nu corespund normelor de siguranță sau de sănătate sau nu aveți timp suficient pentru a face respectivele lucrări. V-ați apucat de treabă. Imediat ce am primit administrativ am îndeplinit toate cerințele, hârtiile necesare pentru a ne apuca de treabă, am făcut acest lucru, s-a mutat mobilierul, deci s-a lucrat pe trei fronturi în paralel. Pe de o parte, în școlile 5 și 8 se elibera terenul pentru a începe lucrările acolo, pentru că noi am predat amplasamentele către constructori și pe de altă parte am demarat lucrările în fosta clădire a școlilor normale. Haideți să vedem niște rezultate acum. Deci, eu zic că este spectaculos că în mai puțin de două săptămâni am reușit și aici țin să felicit. Deci asta este o sală. Scoate-l un pic pe domnul primar ca să vadă sala bine. Da. Eu zic că este o performanță extraordinară că s-a reușit ca în mai puțin de două săptămâni să facem aceste săli accesibile și să rezolvăm și problema căldurii. Aici, mergând pe soluție cu convectoare electrice, au fost achiziționate... Deci, în primul rând, să spunem că ați schimbat instalația electrică. S-a înlocuit instalația electrică, bineînțeles, avem o poză cu un tablou, cred că ăsta e tabloul general, nu? Sau acolo sunt două tablouri, s-ar putea ca asta să fie cel dedicat părții de încălzire, convectoarelor electrice. Au fost achiziționate, cred că 126 de convectoare electrice pentru a putea încălzi cât se poate de... Deci, stați un pic, asta înseamnă un efort financiar enorm. Sigur, dar nu mai vorbim de bani. Chiar în momentul în care vorbim despre confortul, sănătatea și siguranța unor copii, nici nu mai vorbim despre bani. Asta nu se înțelege vreodată că am făcut rabat sau economie din acest punct de vedere. Întotdeauna prioritatea a fost copiii, acum a fost nevoie să găsim o soluție pentru acești copii. Slavă Domnului că am găsit-o într-un final cu Consiliul Județean, deși, dacă vreți, părerea mea sinceră, e că Consiliul Județean ne-a dat o piatră fierbinte, având presupunerea că nu vom gestiona, nu vom reuși să finalizăm reparațiile acestor clădiri, ca să nu mai zic că au fost tot felul de situații și speculații în care au fost tentative evidente de a manipula părinții împotriva primarului. Dar nu mai vorbim despre aceste lucruri, slavă Domnului că am reușit să rezolvăm această problemă. În curând vom testa, vom porni convectoarele electrice pentru a încălzi
această clădire și ea să fie cât se poate de primitoare pentru copii. Nu vorbim, deci, nici neapărat de costuri. Eu pot să vi le spun, pot să vă spun care este valoarea reparațiilor. Păi aproape care jumătate, aproape jumătate de milion de lei. Pot să vă spun care este estimarea cu privire la consumul energetic pe care îl va genera încălzirea. Estimarea e făcută undeva în jurul valorii de 2000 de lei pe zi, dar repet, banii nu contează când este vorba despre soluții pentru copiii noștri. Bun, deci efortul a fost foarte mare, mai am imagini de acolo, unde încă se lucrează. Eu aș vrea să spun că pe lângă constructorii care au fost acolo, profesorii care s-au dus, directorii, trebuie neapărat amintite femeile de serviciu din cele Sigur. Două școli, care au muncit cot la cot cu toți muncitorii de acolo, deci, într-un frig cumplit. Deci este, a fost o muncă extraordinară. Acolo este frig. Da. Clădirea aceea nu are încălzire funcțională și toate aceste lucrări s-au desfășurat în frig. Nu doar constructorii, ci au fost acolo și părinți. Părinți, profesori. Au fost părinți de la ambele școli, exact. Că una dintre directoare a trimis părinții acasă, că n-au ce căuta acolo. Eu știu că la un astfel de efort este primită participarea oricărei persoane interesate să ajute, pentru că toată lumea a făcut la un punct, inclusiv voluntariat. Deci, absolut. Firmele de construcții care au intrat la lucrări pentru reabilitarea școlilor 5 și 8, deși ele în mod normal trebuiau să se apuce din ziua întâi de treabă, să spargă pereți, au ajutat la mutat. Au ajutat timp de o săptămână la mutat, făcând acest lucru. În afara contractului, exact. Deci, până la urmă, toată lumea avea această responsabilitate de a se implica, de a ajuta, de a pune umărul, așa cum a făcut-o primăria, societățile primăriei, și societățile Consiliului Local. Am cerut sprijinul pentru a ajuta la mutarea imediată a acestor... Este absolut logic ca toată lumea să ajute acolo, pentru că, până la urmă, e vorba de niște copii care se duc să învețe într-un niște condiții cât de cât apropiate de normal. Bun, acum în școală, deci practic vor începe orele luni, fără luni discuție. Vor începe orele, da. Încălzirea va fi pornită probabil de vineri, sâmbătă, nu? Ca să zic că se lucrează la instalarea echipamentelor. Ieri s-a finalizat realizarea rețelei electrice și de ieri, după amiază, au început instalarea celor 100 și ceva de convectoare electrice. Astăzi vor fi finalizate, se va încheia instalarea și montarea acestor echipamente electrice. După aceea probele și vor fi testate și imediat vor fi puse în funcțiune, în ideea de a asigura o temperatură confortabilă până luni dimineața, în așa fel încât copiii să poată intra și profesorii să poată intra la ore. Ce mai este de menționat aici e că electricienii au găsit o soluție de a rezolva problema de a se încadra în puterea electrică instalată în momentul de față, pentru că efectiv nu aveam timp suficient pentru a realiza un nou branșament. Asta este mare electric lucru. Cu o altă putere, cu o putere instalată mult mai mare. Am încercat acest lucru, dar aici apreciez că s-a găsit că uneori în astfel de situații chiar trebuie să fii foarte creativ, foarte ingenios. Și apreciez că toată lumea s-a mobilizat și a căutat soluții cât mai eficiente. Da, am o imagine pe care o să-l rog pe colegul să o pună. Este din curtea acestei clădiri, în care, teoretic, copiii ar trebui să facă orele de sport, dacă se va putea vreodată. Aici văd niște imagini pe care scrie așa, euro, euro, lei, euro, euro, și ele se cheamă probabil europubele. Exact. Sunt, cred că, nu știu, mii de pubele acolo pe care, dacă tot au făcut o faptă bună cei de la Consiliul Județean, punându-ne clădirea la dispoziție pentru desfășurarea orelor, rugămintea ar fi să se mobilizeze și să mute aceste pubele de acolo pentru a avea spațiu de recreere pentru copii și poate chiar pentru desfășurarea orelor de educație fizică. Chiar cred că
astăzi, mâine, ar trebui făcută această mobilizare partea celor responsabili să eliberăm terenul respectiv. Bun, acum, astea, europubelele astea, pubelele astea, cum s-or chema ele, fac parte din celebrul proiect de... în care făcea parte groapa de gunoi, colectarea deșeurilor, colectarea integrată a deșeurilor. Sistemul de management integrat al deșeurilor. Așa. Și ele făceau parte dintr-un proiect. Aceste pubele erau așezate prin comune, prin zone, și veneau operatorii, le ridicau și le duceau mai departe. Cineva s-a gândit că nu mai sunt ok așa, probabil că așa o fi, și ele stau aici. Acum, dacă întreb pe cei care au gândit proiectul, cât au costat aceste... Și de ce stau acolo? Și de ce stau acolo și nu li se găsește o utilitate, e o altă problemă. Cineva îmi scrie aici că pe unele din ele scrie și DNA. Eu nu cred că DNA poate să scrie pe pubelele astea. Poate să scrie euro, poate să scrie lei, poate să scrie parandărât, poate să scrie altceva, dar DNA nu poate să scrie. DNA are alte preocupări decât aceste europubele. N-ar fi exclus totuși ca DNA să scrie despre ele, nu pe ele. Nu știu, eu încerc să fiu cât de cât, cum să vă spun eu, atent la ce... Eu revin la invitația de a scoate acele pubere de acolo, pentru că efectiv chiar nu și-au locul acolo. Efectiv nu înțeleg ce caut acolo. Dar este o altă poveste care probabil ține de misterele tenebroase ale proiectelor europene. Ale unor proiecte europene. Da. Bun. Deci vestea numărul 1 bună. Se mută, deci copiii pot începe orele, va fi căldură, nu va fi căldură de la sistemul celebru moștenit de acolo, cu vanele sparte, va fi prin convectare, nu convectare de... Convectoare electrice, da. Convectoare electrice. Bun, asta este o veste clădire bună. Care, într-adevăr, are un consum energetic foarte mare, pentru că, imaginați-vă că vorbim de niște săli foarte, foarte spațioase, cu niște spații vitrate extrem de generoase, cu geamuri foarte mari, luminoasă, este extraordinar din punctul ăsta de vedere, dar și cu o înălțime de 4,5 metri. Adică e un volum de aer care trebuie încălzit și pe fiecare sală montăm undeva în jur de 6-8 convectoare electrice. Plus holurile, plus cancelaria și așa mai departe. Bănuiesc că și în baie trebuie să puneți cât se poate. Așa ar trebui. Acolo este și o problemă, din câte am înțeles. Băile sunt puține, va fi da, o sunt problemă. Sunt două băi și destul de puține compartimente pentru toalete în raport cu... Numărul de copii. Da. Deci va fi și acela un efort care trebuie făcut tot timpul acolo. Și... Dar cu cât lucrurile merg mai repede la constructori, cu atât se va... Cred că ieri am făcut un anunț public cu privire la lucrările care au început deja la școlile 5 și 8. Eu vă spun sincer că în aceste două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, avem o săptămână și jumătate, din care 4-5 zile au fost folosite pentru mutarea mobilierului. Am vizitat ieri școala 5 și am rămas impresionat de cât au lucrat deja. Am văzut acolo, sunt trei echipe care foarte lucrează. Bună mobilizarea. Noi am făcut un filmuleț zilele trecute și am promis că o să și dumneavoastră ați fost deci acolo, am făcut un filmuleț zilele trecute și am văzut că, într-adevăr, dacă vor ține ritmul ăsta și vor avea ce le trebuie, apropo de asta o să discutăm de alte proiecte, vor avea ce le trebuie, deși aici nu cred că ar fi probleme. Eu zic că se vor încadra în termen foarte, foarte repede, foarte ok. Foarte ok. Asta mă aștept și eu special pentru asta am fost ieri, ca să mă asigur că se lucrează și că nu sunt 2-3 muncitori acolo care mai și fumează o țigară.
Era o echipă consistentă, pe de o parte afară se lucra cu excavatoare și cu mașini, cu echipamente mari, până într-o toate sălile au fost deja, s-au făcut șanțurile pentru noua instalație electrică, adică s-a scos mai puțin de săptămână, vechiul parchet sau ce era acolo, da. Am văzut și noi, chiar am zis, e un început bun, acum să vedem cât o ține, sperăm să o țină așa. Eu voi trimite săptămânal acolo, fie merg personal, fie avem dirigintele de șantier și echipa tehnică care va face vizite săptămânale, tocmai în ideea de a ști, de a fi în permanență informați despre nevoile pe care le au constructorii acolo, despre situațiile neprevăzute pe care le întâmpină și să anticipăm sau să deblocăm imediat orice eventuală problemă. Da. Apropo de ce au nevoie constructorii, acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, am discutat despre problema de pe Bulevardul Traian Decebal privind apa. Da. Și îmi spuneați în emisiune la un moment dat că sunt probleme cu țeava, cu achiziționarea țevei. Încă nu am un răspuns categoric clar din partea executantului. Cert e că ne-a arătat că a căutat soluții. E într-adevăr o situație complicată cu care nu se întâlnește doar executantul lucrării de apă, ci și executantul lucrării de la Punteștran. Efectiv, nu găsește toroane de dimensiunea proiectată, pentru că a încercat la toate firmele care furnizează astfel de cabluri din Elveția, Austria, Italia sau Franța și nu a primit încă un răspuns cu privire la livrarea și montajul, pentru că aceeași firmă trebuie să se ocupe și de întinderea cablului. Suntem în permanent contact cu aceste firme. Cablu înseamnă țeava, ca să fim țeava sau cablu. Ce? La Punteștran, dar cele toroane groase. Eu vorbesc așa, acum de... La țeavă e la fel, pentru că aici mai vorbim și despre niște standarde și certificate agrementate european. O țeavă cu o anumite specificații tehnice și cu o anume vopsea interioară în ideea oferi unei garanții cât mai îndelungate. Da. Așteptăm răspunsuri și căutăm soluții. Pe de altă parte, apreciez, am făcut o vizită pe mai multe șantiere din oraș și dacă în general sunt mulțumit de mobilizarea pe care au făcut-o majoritatea firmelor de construcții, pentru că, într-adevăr, pe perioada sezonului rece, chiar și lucrările de interior sunt cumva afectate pentru că nu poți asigura neapărat o temperatură de lucru necesară pentru uscarea gletului sau, eu știu, a betonului. Așa că să nu mai spunem de lucrările exterioare, inclusiv cele la adâncime, precum cele de canalizare. Acolo sunt rețele, inclusiv, nu știu, așa, și nu avem voie să lucrăm pe perioade de temperaturi foarte scăzute, în ideea de a nu afecta alte acele rețele. Am o singură nedumerire. Pentru că am întâlnit și lucrări unde nu sunt deloc mulțumit de ritm și de felul în care se avansează acolo. N-am să fac astăzi această publicitate negativă, dar nici nu mai tolerez. Deci, de astăzi înainte, nu mai accept tergiversări, lungirea termenelor de execuție, amânări, prelungiri de contracte și alte situații asemenea, pentru că orice prelungire înseamnă costuri mai mari și pentru noi, pentru că inclusiv piața materiilor prime e într-o dinamică continuă și nu mai acceptăm aceste prelungiri, mai ales în situații care țin de culpa executantului. Pentru că, de exemplu, avem una dintre lucrările cunoscute și așteptate de Pietreni, cinematograful Cozla,
unde o firmă, deși este din Piatra Neamț, parcă nu ține deloc la a ne face treaba bine și a arăta că se poate în orașul nostru să ne încadrăm în termenele de execuție și să facem lucrare la un standard de calitate ridicat. În momentul de față sunt dezamăgit că de la precedenta mea vizită până astăzi nu s-a întâmplat mare lucru acolo. Și să nu se aștepte cineva ca să mai tolerăm în continuare asemenea abordare și atitudine. Bun, dar bănuiesc că au venit și facturi la plată, nu? De acolo. Adică, cred că aici ar trebui... Sigur, au venit situații de lucrări. Ce pot spune e că noi ne-am asumat încă de la bun început o politică de plată imediată. Dacă până acum 2-3 ani se mergea pe mecanismul cererii de plată, se plătea 2% și constructorul își primea restul de 98% de la autoritatea de management după 3-6 luni când se aproba respectiva cerere de plată, asta însemna blocaje la care era supus respectivul constructor, pentru că el rămânea cu furnizorii neachitați, rămânea cu muncitorii neplătiți și, evident, ritmul lucrării era unul mai degrabă static. Astăzi, de 2 ani și jumătate, vorbim despre plăți imediate, se analizează situația de lucrări, facem plata integrală, presiunea decontării o ținem asupra noastră și astăzi pot spune cu mâna pe inimă că nu mai avem o presiune din acest punct de vedere, pentru că oricât de lung este procesul decontării, că acum se ajunge și la 6 luni de la cererea de rambursare până la plata efectivă, nu avem riscuri de blocaje financiare. Dar există constructori care parcă nu văd niciun fel de... care nu răspund la această abordare a noastră și la faptul că noi venim în sprijinul lor cu plăți imediate, tocmai pentru ca ei să-și facă treaba. Ei, sunt dezamăgit, de exemplu, de felul în care se mișcă lucrurile la cinematograful Cozla și... Cam așa arăta mai... Am găsit un material de prin 2019 de la noi. Așa arăta atunci. Acum diferența este că s-au decopertat pereții și la interior. Eu am făcut anul trecut, acum vreo 4-5 luni, un nou anunț public cu privire la atunci chiar începuseră mobilizarea, pentru că a fost imediat după semnarea contractului. S-au mobilizat cu entuziasmul de început, pe care l-am apreciat, entuziasm care între timp se pare că a cam scăzut și nu e bine. Da, sunt nevoiți să revenim un pic la subiectul școlile normale. Și întrebarea mi se pare așa. Deci, spune o doamnă, care e profesoară probabil acolo, aproape sigur e profesoară, și cadrele didactice au nevoie de toaletă. Nu e normal să folosim împreună cu elevii aceeași toaletă. Vă mulțumesc mult și poate vă gândiți și la o soluție pentru parcări, pentru că este absolut un subiect important. Este un subiect general, nu doar... Bun, da, acolo va fi dimineața cel puțin... Va fi o problemă și pentru cadre didactice care vin până la urmă. Bun, nu te obligă nimeni să vii cu mașina, dar sunt care vin cu mașina. Probabil că curtea aceea cu toate containerele ar fi o soluție pentru parcări. Exact asta urma să zic. Și acum zic și eu, apropo de toalete, poate vă gândiți totuși la o soluție, cumva într-o sală dezafectată, toalete din făcut cu ce trebuie, racorduri, toalete chiar ecologice. Aici nu mai țin minte exact, dar chiar discutasem la una dintre vizitele mele inițiale despre o soluție pentru profesori, pentru cadrele didactice, la parter. Eu rețin că trebuie pusă în practică acea soluție
cu acel rând de toalete pregătite pentru cadrele didactice. Ar trebui găsită o soluție, într-adevăr, și așa sunt puține toalete. Voi ruga colegii astăzi să meargă la fața locului și asta este o intervenție minoră care sigur se poate rezolva rapid. Așa zic și eu și e foarte bine că sunt semnalate lucrurile astea, pentru că graba și în nebunia care a fost, mai sunt lucruri care vor fi puse la punct. Eu știam că s-a găsit această soluție, dar acum, odată ce pune întrebare doamna profesoară, e posibil să... Da, presupun că este o doamnă profesoară, că altfel nu cred că spune și noi să folosim și noi. Da, ce drept, ieri am fost acolo ca să văd cum arată lucrările. Nu m-am dus decât în sălile de clasă de la parter și de la etajul 1 și, bineînțeles, la toaletele pentru copii. Acelea m-au interesat în mod special. Da. Deci închidem subiectul, am răspuns, poate se va găsi o soluție, iar cu parcarea... Dacă, ca să închidem subiectul, eu mă gândesc și la următoarea invitație adresată colectivului de părinți care vor să desemneze reprezentanți care să meargă mâine, nu știu, în jurul orei 12, să viziteze școala și să vadă exact care sunt condițiile acolo, pentru că îmi imaginez că probabil sunt mulți părinți interesați. Deci să fie într-un fel cât de cât organizat, ca să nici nu să... Sunt lucrători. 300 de oameni acolo, sunt lucrători, se mai lucrează. Da. Dacă fiecare comitat de părinți, dacă e interesat, poate să... Da, eu vă spun că deja unii s-au dus și au văzut. Am auzit și eu, da. Dar este ok să meargă să vadă. Da. Haideți să mergem la subiecte frumoase. Ăsta e un subiect interesant, nu neapărat unul frumos dacă te gândești la ce se întâmplă acum. E frumos dacă te gândești că două școli se reabilitează, dar la ședința anterioară de Consiliu Local, consilierii, în unanimitate, bănuiesc, au votat pentru acordarea titlului de cetățean de onoare pentru cunoscutul regizor. Este un subiect care, zic eu, merită consemnat, cu atât mai mult cu cât ideea de a fi propus cetățean de onoare a venit de la un coleg de-al nostru și mesagerul de Neamț, deci Viorel Cosma și mesagerul de Neamț, au făcut această propunere în semn de respect. Eu nu vorbesc de omagiu, eu vorbesc de respect și admirație pentru activitatea unui om care și-a dat măsura întregului său talent și la Piatra Neamț. Și v-aș ruga să spuneți două, trei vorbe despre acest lucru, pentru că ne-am obișnuit să facem cetățeni de onoare într-un timp, în timpul revolute. A existat cândva o obișnuință. O existat o obișnuință, hai să facem cetățeni de onoare rapid, fără să ne gândim, dar aici cred că n-avem ce discuta. Sigur că da. În primul rând era firească unanimitatea pe un asemenea proiect. Este cunoscută și, zic eu, apreciată de orice pietrean conectat la informație și care mai ales are un interes pentru zona asta culturală. Este cunoscută activitatea domnului regizor. Mi-a fost propusă pentru prima dată acordarea titlului de cetățean de onoare, cred că undeva prin vara anului trecut și am zis fără rezerve da. Între timp am avut discuții și cu domnul viceprimar Lehăduș, care și-a asumat punerea în operă a acestui proiect și pe care l-am susținut, tocmai pentru că era o certă valoare acolo. Noi lucrăm de aproape de câteva luni bune, pentru că aveți și dumneavoastră dreptate, cândva era un obicei cumva nemăsurat să acordăm titluri de cetățean de onoare fără o ordine în gândire și în apreciere, evaluarea meritelor respectivelor persoane. Nu vreau să aduc atingere niciunei inițiative de genul acesta, dar între cele peste 100 de persoane de cetățeni de onoare ai municipiului Piatra Neamț,
Există și nume care eu consider că nu merită neapărat această rezonanță. Nu-i cazul. Acum eu am făcut doar o paranteză, sigur, pentru că mi se pare firesc ca regizorul Dabija să fie cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț. Pentru este că oricând îl poți folosi ca un vector de imagine, oricând, și pe el și opera lui. Și eu m-aș bucura să existe... Vector de imagine pentru oraș. Pentru oraș. Și eu m-aș bucura ca să trecem peste modalitatea aceea, cum să zic eu, stearpă, seacă, de a înmâna diploma unei asemenea personalități și să facem din asta un eveniment, să ne obișnuim, să facem evenimente din evenimente care pot promova orașul. Eu mă gândesc ce ar însemna un eveniment cu Dabija venit la Piatra Neamț, deși el este un om cu foarte multe obligații, cu actori de marcă veniți la Piatra Neamț, cu... Bine, aș prefera să vină și cineva de la Teatrul Tineretului. Mă rog, Teatrul Tineretului are o politică vis-a-vis de trecutul teatrului cel puțin interesantă. Eu zic că întotdeauna trebuie să ne respectăm trecutul și să-l promovăm, exact, mai ales. Chiar dacă avem o gândire inovatoare, absolut, absolut, este de apreciat, dar trebuie să ne menținem rădăcinile, să construim pe ele și să le hrănim și întotdeauna. Și nu putem spune că, de exemplu, domnul Dabija are o gândire învechită în teatru. Sigur. Deci nu putem spune lucrul ăsta. Nu, nu există așa ceva. Da. Continuăm emisiunea cu alte... Eu vreau să spun că în mandatul meu nu au fost multe titlurile de cetățean de onoare acordate și că e cu atât mai evident sublinierea meritelor pe care le are domnul regizor Dabija și că în paralel lucrăm încă la elaborarea unui regulament prin care să stabilim clar o serie de criterii minime pe care trebuie să le aibă în vedere orice persoană care propune acordarea titlului de cetățean de onoare pentru o anumită personalitate. Să-i nevoie să vă întreb o secundă. În timp ce noi vom face emisiunea, vor intra în redacție la noi niște copii care sunt în cadrul săptămânii, altfel nu sunt din Piatra Neamț, deci că nu, ca să nu creadă cineva că e o chestie aranjată pentru primarul de Piatra Neamț, niște copii care au venit să vadă cum arată o redacție, cum se desfășoară o emisiune în direct, etc. O să-i vă rog să-i poftiți înăuntru, chiar dacă se aude un pic de zgomot pe fundal, nu este nicio problemă, noi ne continuăm emisiunea. Sigur că da, în primul rând. Deci noi ne continuăm emisiunea fără niciun fel de problemă, îi salutăm, le spunem bine ați venit, faceți-vă comozi, simțiți-vă bine, ca la voi acasă, dați-vă hainele jos, nu mai puteți să mima că urlați, strigați, dar când terminăm emisiunea, faceți ce vreți voi. Dați-mi voie să salut și eu copiii, să le spun bună dimineața și să felicit pentru inițiativă pe profesorii sau dirigintele care au organizat această, să zicem, școală de presă și mai ales dumneavoastră că ați spus da. Da, nu avem nicio problemă, noi nu avem nimic de ascuns. Foarte inedită și eu mă bucur. Mai ales că și eu, la un moment dat, în perioada studenției, am fost, să zicem, pe băncile jurnalismului interesat și îmi plăcea chiar să învăț. Haideți să mai vorbim ceva. Am auzit, și vă rog să-mi confirmați sau nu, că a existat la un moment dat un fel de luați loc și pe canapea, oriunde vreți voi, luați pachete de ziare, stați jos, faceți-vă ca la voi acasă, nu chiar ca la voi acasă, hai să zic cam pauze la școală. Așa, revenim. Am înțeles că a existat așa un moment puțin nepotrivit în momentul în care niște funcționari ai primăriei Piatra Neamț s-au dus să discute la o altă primărie din zonă despre... Pot spune imediat despre, cum să spun eu, oferirea de oportunități despre bani europeni și bani europeni și alte lucruri. Pe termen lung. Haideți să vedem despre ce a fost vorba, că mie mi se pare interesant ca atitudine. Da, mie mi se pare interesant până la un punct de la care mi se pare, nu știu, trist.
mi se pare dureros. Pentru că ajung să constați că uneori, în funcții publice, ajung niște persoane complexate, dezinteresate, indolente, care nu le pasă de nimic. Și am să vă dau acum, să vă spun despre ce este vorba. Este un trend, o tendință europeană care va aduce oportunități de dezvoltare și, bineînțeles, bani europeni pentru comunități, dar fără a le gândi în perimetre geografice delimitate. Adică nu vorbim despre Piatra de Neamț, vorbim despre o vorbim zonă, din, zonă, nu vorbim de despre integrată. Târgu Neamț, vorbim și despre zona din jur. Localitățile limitrofe. Motorul acestei dezvoltări trebuie să fie unitatea administrativă cea mai sigur, mare, da. Cea mai puternică. Acest okay. lucru se va întâmpla cu siguranță și în România, dar acolo unde există deschidere și unde este o gândire care să ofere răspuns la aceste oportunități. Noi, la Piatra Neamț, de un an și jumătate, ne chinuim să constituim zona urbană funcțională. Zona urbană funcțională înseamnă gândirea unor pachete de unor proiecte integrate prin care se dezvoltă și transportul public, și proiecte educaționale, și felul în care funcționează administrația însăși. O grămadă de oportunități de a atrage bani europeni și de a crește calitatea serviciului în folosul cetățenilor. Eu consider că alesul public trebuie în primul rând să fie în slujba cetățeanului și să gândească oportunitatea și necesitatea unui proiect în funcție de interesele comunității respective. Piatra Neamțul are o serie de localități în jur. Toate au răspuns imediat invitației de a adică, la zona urbană funcțională. Hai să colaborăm, să dezvoltăm da. Toată zona. Da. Ok? Cam așa. Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Girov, Gârcina, sunt toate urile care au răspuns imediat, au emis hotărâri de Consiliul Local prin care au aderat la zona urbană funcțională Piatra Neamț. Bineînțeles, noi, Piatra Neamțul, am constituit această zonă urbană funcțională prin asocierea cu aceste OAT-uri și a mai rămas o localitate, Dobreniu, care de vreun an și ceva nu înțelege de ce să adere la zona urbană funcțională. Adică, și am sunat-o personal pe doamna primar de vreo 5-6 ori până acum să-i explic telefonic, să mă văd cu ea, să discutăm, să spun ce înseamnă, ce beneficii aduce această abordare, acest proiect al zonei urbane funcționale Piatra Neamț pentru Dobreni pe termen scurt, mediu și lung. Mai ales că noi, în momentul de față, avem o grămadă de lucrări în Piatra Neamț, din care vor rezulta o serie de materiale pe care le putem refolosi. Repus de freză, borduri, pavele, geamuri, uși, geamuri termopane, așa mai, tot felul de materiale de construcție care pot fi refolosite pentru modernizarea sau pentru lucrări punctuale și pe care suntem dispuși să le oferim comunităților învecinate pentru a-i ajuta să ne dezvoltăm împreună. Reacția doamnei primar, care recent mi-a promis că mă va invita personal, că mă va anunța din timp pentru a explica consilierilor locali, care nu înțeleg de ce să adere ei, ce e aia zona urbană funcțională și de ce să adere ei la zona urbană funcțională, care este beneficiul, ce să le spună ei oameni. Și doamna primar mi-a promis că mă va anunța din timp pentru a putea să mă organizez să ajung și eu la această ședință și să discut cu consilierii locali de acolo și să le răspund la întrebări. Și m-a sunat săptămâna aceasta. Deci v-a sunat. Că peste câteva ore va avea ședința de ședința de Consiliu Local. Am spus, doamna primar, normal era să mă anunțați cu 3, 4, 5 zile nu înainte. Nu contează. Deci să pot să n-aveați cum să ajungeți. Asta e ideea, da? Pentru că nu am reușit să renunț la o ședință cu reprezentanții a 40 și ceva de organizații din Piatra Neamț, am rugat pe șefa de la Direcție de Proiecte și pe șeful de la Serviciu Juridic să meargă și să răspundă oamenilor clar la orice întrebare, fie are legătură cu oportunități de finanțare, fie are legătură cu elemente juridice, să primească răspunsurile respective. Și a fost o atitudine
nu știu, ce s-a întâmplat? Obraznică. Hai, ca să nu mai... Deci, pur și simplu, i-au jignit pe colegii reprezentanții primăriei, care sunt unii din, sunt oameni foarte bine pregătiți și își fac foarte bine treaba, i-au jignit și i-au efectiv ascultat? Nu i-au ascultat. Ei, asta deci, este model, a fost de, o model nu de colaborare instituțională. A fost o dovadă nu de indiferență, nu de ignoranță sau așa, ci de nesimțire efectivă. Și eu chiar în următoarea ședință a Biroului Politic Județean voi cere explicații consilierilor PNR de acolo, pentru că eu consider că ori că lipsa lor de reacție, lipsa lor de atitudine în cadrul acelei ședințe de Consiliul Local trebuie să fie explicată. Absolut. Pentru că altfel este suspiciune de complicitate. Și nu pot să... Înainte de a continua, o să-i rog pe colegii care au venit în sală acum, că-s colegi dacă au venit la o redacție, să-și aleagă un reprezentant care vor ei sau cine vrea să-i pună, să vină lângă mine aici în timpul emisiunii, la final, să-i pună o întrebare primarului de Piatra Neamț. Dacă vor, dacă bineînțeles, dacă nu, n-au nicio problemă. Vă rog, gândiți-vă bine, da? Deci, puteți să-l întrebați ce vreți voi, vă spun eu. Puteți să-l întrebați și în franceză, dacă vreți, că e profesor de franceză. Am făcut și un pic de istorie, așa. Și e și primar, și e și tânăr. Până când vă hotărâți voi, ne continuăm cu treaba. Bun. Domnul primar, alte probleme care există în momentul acesta la nivelul municipiului și care generează discuții și probleme, care ar fi? Probleme sunt multe. Încă mai avem mult de lucru pentru a pune în ordine trotuarele, dar în următoarele luni se va întâmpla asta. Acum s-a intrat pe trotuarul de vis-a-vis de Orion. Da. S-au văzut progrese cât de cât după discuțiile pe care le-am avut și în emisiune acum două săptămâni? V-am spus ieri, am văzut o mobilizare care, sincer, m-a surprins plăcut. Nu că nu s-ar putea mai bine, clar că se poate mai bine și vom face presiuni pentru acest lucru. Pe trotuarul de la, dacă executantul de pe variantă și de pe calea Romanului nu mai avea nevoie de vreo reclamă pozitivă, pentru că, din punctul meu de vedere, a arătat o bună mobilizare pe întregul parcurs al lucrărilor. Pot spune că ieri, pentru prima dată, am văzut o mobilizare care să fie cât de cât mulțumitoare pe bulevardele Traian și Decebal. Deci se poate, se poate și mai bine. Se lucrează intens la pregătirea rețelelor de irigații pentru spațiile verzi pe bulevardul Decebal. Bineînțeles, primele lucrări, ca de obicei, șanțurile, dar în următoarele zile acolo trotuarul va fi modernizat. Deci se întâmplă progrese. Da, deci aștept dacă vine cineva lângă mine aici ca să avem și sunet. Până atunci, domnul primar, și pentru dacă ei... Dacă este o dezbatere, putem trei întrebări. Ca să... Domnul primar, vă spun că am asistat la o conferință de presă la Iași, pe vremuri, când a venit fostul președinte Băsescu, dar atunci nu era președinte. Era ministru cu taxa Băsescu, cu drumurile. Și erau mulți în sală care l-au întrebat, ce faceți cu drumul X, ce faceți cu drumul Y? Și era și un copil de la o revistă de copii. Și zice, dar tu nu întrebi nimic? Și copilul ăla a întrebat, și rog și pe cei din sală să mă asculte. Știți ce a întrebat un copil pe ministrul transporturilor? Când veți asfalta strada copilăriei noastre? E, o asemenea întrebare l-a lăsat cu gura căscată pe un om care de obicei avea răspuns la orice. Când veți asfalta strada copilăriei noastre? Da. Deci nimeni nu întreabă nimic? Nu-i nimic? Dacă vine cineva aici lângă mine, haideți! Vrea cineva? Hai, nu vrea curaj. Nimeni. Nu-i nimic. Dacă haideți nu puneți acum, voi întrebări, vă întreb eu pe voi. E bine? Haide, domne, vină încoace. Eu nu văd fără ochelari foarte bine. Vină încoace, vină lângă mine. Să te auzi în microfon. Vină aici. Vino aici, bună ziua! Bună ziua! Cum te cheamă? Apostol Ioan Alexandru. Cel mai nou reporter, Bogdan, te rog eu frumos, dacă poți rezolva să vadă și ea. Apostol Ioana. Ioana, îl ai în față pe, era să zic tovarășul, domnul primar Piatra Neamț. Bună dimineața! Ia întreabă ceva, te auzi în microfonul meu. Uite, dau eu microfonul mai aproape.
că n-ai nicio treabă, nu te bate nimeni. Te ascult. Întrebarea mea este... Dacă întrebarea e atât de grea, îmi dau seama că răspunsul e și mai complicat. Hai, spune, bre, nu-ți fie frică. Cum este să fiți primar? Adică, cam care sunt îndatoririle dumneavoastră? Ah, bine. Hai să fac aici. Hai să te ajut și eu la întrebarea asta. Deci, cum e să ai tupeu? Câți ani aveți? 39. La 35 de ani să vrei să fii primar peste 170 ceva de mii de locuitori. Și cam ce faci, nu? Da, vă rog frumos, 3 minute aveți, nu mai mult, că după aia dacă vă las vorbiți, nu mai am ce vorbi cu ei după. Deci cred că este cea mai grea întrebare, pentru că eu nu mi-am dorit să fiu primar. Acum 10 ani, când am intrat pentru prima dată în politică, nu-mi doream să fiu primar, vreau pur și simplu să fiu activ. Când m-am înscris în competiția internă în PNL, pentru primărie, un concurs de primar, sunt așa, ca la într-o echipă. Când promovezi echipa care intră pe teren, la antrenamente stabilești cine intră în teren, cei care joacă mai bine. Ei, în momentul în care am intrat în competiția internă în PNL, erau deja 8 candidați înscriși. Și eu nu mi-am dorit să fiu primar, ci pur și simplu am zis că nu mă regăsesc neapărat în imaginea niciunui dintre cei care s-au anunțat deja în cursă și că vreau altceva. Și nu am zis că eu vreau să fiu candidatul, ci am zis că eu rezerv locul către un candidat mai bun. S-a nimerit să ajung eu candidat, s-a nimerit ca spre surprinderea tuturor să ies și primar. Și greul abia de atunci a început. Deci joaca și munca și... pentru că a început un film la care nu mă așteptam, cu în foarte care multe actor provocări, da. Cu foarte multe probleme din urmă care trebuie rezolvate și nu mai ai timp să te gândești la viitor, pentru că tu trebuie să rezolvi deja problemele din trecut. E complicat. Dar nimic nu este imposibil și vă îndrum și vă rog pe toți să îndrăzniți să visați, să fiți ambițioși, să vă gândiți la proiecte mari, dar să nu fiți niciodată dezamăgiți că nu se întâmplă totul imediat. Pentru că noi românii avem uneori gândirea că într-o lună, că într-un an, trebuie să facem marea cu sarea și nu facem mare lucru și dintr-o dată, când facem un pic de efort, ne descurajăm că nu ne iese din prima sau că nu ajungem la rezultatele dorite. Haideți să gândim proiecte mari care să le facem în 10 ani. Și o să vedem că acele proiecte pentru următorii 10 ani le facem în 5, dacă muncim în fiecare zi, în pași mărunți, dar în fiecare zi. Dacă ratezi o zi, deja visul tău are șanse să își piardă din energie. Mulțumesc, domnul primar, pentru participarea la discuție. Hai să spun eu, Ioana, cum e cu să ajungi primar. Cum a ajuns dânsul primar? Uite, voi sunteți PNL-ul, Doamne ferește, nu, zic așa acum, și Partidul Tinerilor. Și trebuia să fie delegat unul care să pună o întrebare cuiva. Și ei au zis, bă, care e cel mai așa dintre noi? Hai să trimitem pe unul în față. Și te-o trimis pe tine. Așa l-au exact. Pus și pe dânsul primar. Ne oprim aici. Cele bune, oameni buni, numai mulțumesc bine, sănătate. Întrebare, să ne vedem sănătoși la emisiunea de mâine. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă tuturor.